Bună ziua! Sunt Transa Plăcan de la Florăria Trias. Bine ați venit în lumea florilor, lumea dragostei și lumea celor mai frumoase sentimente. Mulți clienți ne întreabă, am nevoie de un plus de informații despre Calathea. Calathea sunt multe soiuri. Sunt plante cu un ritm foarte rapid de creștere. Este un plante care ne bucură atât prin forma și coloritul frunzelor. De asemenea, ne bucură și cu evoluția lor. Sunt plante de care au nevoie de o amplasare în zonă umbrită sau semi-umbrită. Poate să le viziteze soarele de iarnă, soarele de dimineață sau soarele de seară, dar nu soarele puternic de vară. În mediul natural cresc la sub coronamentul altor copaci. Noi le ținem în casă, unde de regulă e o zonă umbrită și, sau semi-umbrită. Au un colorit cu totul aparte. Frunzele ne bucură de o culoare verde, ușor roșiatică pe exterior și alb, iar spatele este roșcat, este și catifelat. Atât la stromante sanguinea, cât și la Calathea rufibarba, care le am în momentul de față aici. Au o capacitate de multiplicare extraordinar de rapidă. Bine, multiplicare determinată și de felul cât le ajutăm noi cu hrană, cu fertilizant. Noi folosim pentru așa ceva acest fertilizant al firmei Pocon. Este un fertilizant pentru plante verzi, care le dezvoltă atât planta, cât și înmulțirea lor. Se aplică pe frunze. O dată pe săptămână, dacă aplicăm ușor, un asemenea fertilizant care costă 29 de lei, face ca să ne bucurăm de aceste plante mulți și mulți ani. Vă spuneam de capacitate de înmulțire. Inițial, în acest chiveci, au fost una, două plantuțe micuțe. În foarte scurt timp, acestea s-au înmulțit și au făcut o mică pădure de plante de Calathea rufibarba. Recomandăm mutarea lor din momentul achiziției într-un chiveci nu neapărat adânc, cât mai ales larg, ca să aibă posibilitatea să se înmulțească, ca acești pui noi apărut să se dezvolte. Pământul îl menținem umed jila. Prin palpare simțim cu degetul suprafața solului și vedem dacă e uscat, mergem și în adâncime. Când e uscat, după care udăm uniform, iar apa din farfurie, după una, două minute, maxim trei minute, o aruncăm din farfurie. E o plantă care nu necesită să vorbești cu ea. În schimb, îi place să fie admirată. Și dacă nu înțelegem bine, o să avem surpriza pe durata serii că strânge aceste frunze ca și o țigară și la un moment dat chiar și le-a pleacă, cum face și maranta, care e din aceeași familie. Nu ne speriem că ar fi ceva neplăcut legat de plantă. Din contră, acesta este comportamentul plantei. Toate acestea le găsiți la în florările Trias și în florăriatrias.ro. Vă mulțumesc!